Vorbim în această ocazie, în această seară, despre ce să nu facem în relația de cuplu, despre ceea ce fac cuplurile nefericite, de aceea tema din seara aceasta este șapte demoni care distrug relația de căsătorie, iar mâine după masă vă invit să fiți prezenți pentru că vom vorbi despre șapte secrete ale cuplurilor fericite, adică vom vorbi despre ceea ce ar trebui să facem pentru ca să fim fericiți în relația de familie, în relația de cuplu. Așa că trebuie să știm și ce să nu facem pentru ca să evităm și trebuie să știm și ceea ce să facem. Am intitulat-o așa tema șapte demoni care distrug relația de căsătorie pentru că de mai multe ori în Biblie găsim această expresie că șapte duhuri necurate, de exemplu, Domnul Hristos a scos șapte duhuri necurate din Maria. Da? În, Matei, capitolul 40, în Matei capitolul 13, cu versetul 43 la 45, spune Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând o dihnă și nu găsește. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea unde, de unde am ieșit și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ea cu el alte șapte duhuri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc acolo și starea din urmă a omului acelui ajunge mai rea decât cea din tâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Vorbește despre poporul Israel în vremea aceea Domnului Hristos. Vedem că apare în, în Biblie apare de mai multe ori această expresie șapte duhuri necurate și uh, Ellen White vorbește de asemenea despre duhul certei când apare într-o relație de cuplu. Este un duh necurat, duhul certei. Uh, și am ales tema aceasta pentru seara aceasta pentru că inclusiv oamenii de știință au descoperit șapte factori, ei numesc factori, noi putem să-i numim duhuri care distrug relația de cuplu și a trebui să-i știm și să evităm. Este important să înțelegem că atunci când vorbim despre familie și despre relația de cuplu, noi vorbim dintr-o cosmoviziune creștină, în care Dumnezeu a creat bărbat și femeie și a creat căsătoria între un bărbat și o femeie. Aceasta este cosmoviziunea creștină pe care noi o avem. Însă știți dumneavoastră că lumea aceasta are multe alte perspective și în tema relațiilor de familie, de exemplu, mulți oameni de știință spun că familia este un produs al societății și că familia este într-o continuă evoluție, că ea se, adaptă, se adaptează și că în felul acesta ajungem la noi tipuri de familie. Aș vrea să dau un argument aici și să, facem, să vă dau o ilustrație pentru ca să înțelegem mai bine, uh, ilustrând uh, ceea ce este familia, pentru că toți suntem de acord că familia este celula de bază a societății. Da? Cred că am auzit toți dintre noi această expresie, această definiție, că familia este celula de bază a societății. Dar dacă ne referim la celula umană, la, 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 la o simplă celulă, de exemplu, știți dumneavoastră că aici evoluționismul se blochează. Pentru că niciun om de știință, cu, toate, cu toată tehnologia pe care noi o avem astăzi, nu putem să producem o celulă vie din substanțe anorganice sau din nimic, așa cum a creat Dumnezeu. Singurul care poate să producă o celulă vie este Dumnezeu. Omul, cu toată știința lui, cu toată tehnologia pe care o are, se blochează în locul acesta. Nu poate să producă o celulă vie. Însă, sigur, omul poate cu tehnologia pe care o are astăzi să manipuleze o celulă vie, să cloneze o celulă vie, să producă alt tip, alte tipuri de celule. Lucrul acesta, dar poate. Însă niciodată omul nu va putea decât Dumnezeu este cel care creează viața. Cu toată tehnologia lui, omul nu poate să, creează, să creeze o celulă vie. Dumnezeu este cel care a creat celula vie. Ei o manipulează, oamenii de știință. Și dacă facem o paralelă între celula vie și celula de bază a societății, care este familia, la, pute la fel ne putem da seama că. Dumnezeu a fost cel care a creat familia de la început. Societatea poate să transforme și să se ajungă la diferite tipuri de familie, însă cel care a creat familia la origine este Dumnezeu. Și aici trebuie să ne întoarcem. Eu, înainte să fiu pastor în România, am studiat am studiat Facultatea de Silvicultură și pentru ca să intri la Facultatea de Silvicultură a trebuit să învățăm, în vremea aceea, genetica de clasa 12 -a, care era 80% evoluționism. Teoria lui Darwin, am, am învățat toată această teorie, deși niciodată n-am crezut-o, dar a să o învăț pentru ca să intru la facultate. Și era foarte mare concurență. Am învățat, practic, pe de rost teoria lui Darwin. Însă vreau să vă spun că evoluționismul nu este o știință. Este o altfel de credință. Pentru că ai nevoie de foarte, foarte multă credință să crezi că o celulă vie pe care oamenii, la nivelul acesta de, de cunoștință și tehnologie pe care o avem, nu pot să o producă, a apărut la întâmplare în milioane de ani. Adică ai, de, ai nevoie de foarte multă credință ca să crezi lucrul acesta. Mă înțelegeți dumneavoastră? Aici se blochează practic, evoluționismul și nu are explicații. De fapt, evoluționismul nu este o știință, este o altfel de credință. Da? Este o altfel de credință. Am vrut să amintesc această poziție, să zic, filozofică de cosmoviziune în care noi ne, din care noi privim relația de familie. Dumnezeu a creat familia, Dumnezeu a creat relația de cuplu. Și familia este o imagine a lui Dumnezeu. De aceea satana urăște familia și lovește în familie pentru că urăște sabatul, cele două instituții, pentru că vrea să șteargă din mintea noastră ideea că Dumnezeu este creatorul, pentru ca să ne despartă de el, dar pe de altă parte, satana urăște familia pentru că familia este însă și imaginea lui Dumnezeu. Este o imagine a lui Dumnezeu. Din acest motiv, în cursurile pe care noi le promovăm în Școala pentru Cuplu și Familie, vedem familia atât dintr-o perspectivă spirituală, în care familia este o imagine a lui Dumnezeu și a fost creată de Dumnezeu, cât și dintr-o perspectivă psihologică, în care fiecare membru al, al, al cuplului și fiecare membru al familiei are nevoi specifice care este necesar să fie împlinite. Trecând de la această... Poziție, să zic așa, filozofică, de ce, ce este familia, este un produs social, s-ar putea să. Sigur, societatea schimbă, schimbă și apar noi tipuri de familie, dar asta nu înseamnă că e bine. Cel care a creat celula de bază a societății, la fel ca și celula vie, este Dumnezeu. Și în seara aceasta vom vedea ce se întâmplă atunci când Dumnezeu nu este prezent. Un alt seminar pe care l-aveam pregătit este șapte erori pe care uh, cuplurile le comit cel mai frecvent în, relație, în căsătorie. Uh, erorile le facem toți, atât cei care credem în Dumnezeu, cât și cei care nu credem în Dumnezeu, toți facem aceste erori. Însă acești demoni, da? acești șapte demoni, îi fac doar aceea când, care se îndepărtează de Dumnezeu. Când Duhul zice că necurat pleacă și aduce cu el alte șapte ducuri. Și de aia vreau să începem să trecem acum la partea, de la partea filozofică, să trecem la partea practică și să vedem care sunt acești șapte demoni pe care îi confirmă știința, de fapt, conform cu studiile lui Gottman, care este profesor de psihologie la Universitatea din Washington. El are studii longitudinale de mai mult de 20 de ani cu mii de cupluri. El a descoperit ce se întâmplă cu cuplurile nefericite, cum trăiesc cuplurile nefericite și cum trăiesc cuplurile fericite. Și, în continuare, vă prezint aici cei șapte factori pe care i-a descoperit în urma științei. Acestea nu sunt păreri. Sunt mulți scriitori care scriu cărți frumoase cu imaginația lor, cu gândirea lor, însă ceea ce vă prezint aici este rezultatul unor studii științifice în care s-a demonstrat că există șapte factori care distrug o relație de cuplu. Și primul dintre ei, primul factor, este critica. Cel de-al doilea este disprețul. Al treilea, atitudinea defensivă sau cearta. Și aici vorbește Elen mai despre duhul certei când apare într-o relație. Sunt curios acum și vreau să, să caut dacă nu vorbește cumva și despre duhul criticii, despre dispreț despre atitudinea evazivă, despre eșecul în acele iertare și amintiri neplăcute și simțământul de a fi copleșit. Acestea sunt cei șapte factori pe care îi trăiesc acei oameni care se despart de Dumnezeu. De fapt, e atât de important, vreau să vă spun că prezența lui Hristos în viața noastră face o mare diferență atât în relația de cuplu cât și în familie. E atât de important ca Hristos să fie prezent în viața noastră pentru ca să avem familii fericite și relații fericite. Spune în uh, 1 Ioan, capitolul 5, versetul 12. Cine are pe Fiul are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viața. N-are viața. Cine are pe Fiul are viața. Când într-o relație de cuplu, când într-o relație de familie îl avem pe Fiul, avem acea. Iubire care se numește agape, iubire necondiționată. Există trei feluri de iubire și vom vedea imediat în relația de cuplu. Există iubirea care se numește eros, iubirea care se numește fileos și iubirea care se numește agape, iubire necondiționată. Și ceea ce dă forță și vitalitate unei relații, practic avem nevoie de iubirea agape ca și de oxigen. Dacă nu avem oxigen, nu putem să trăim. Și când această iubire agape, lipsește, când Dumnezeu nu este prezent, atunci încep să apară acești demoni ai criticii, ai disprețului și așa mai departe. Haideți să vorbim despre fiecare în parte. Cum trăiesc cuplurile nefericite? Ce este critica? definiția este, o avem aici, include cuvinte negative despre caracterul sau personalitatea partenerului. În momentul în care începi să-l etichetezi, în momentul în care începi să spui lucruri negative despre partenerul tău, încep să-l critici. Și uneori persoanele au impresia că atunci când critici, ai putea să schimbi niște lucruri. Dar în realitate cu cât critici mai mult, cu atât răul se extinde. De aceea spune Psalmul 34, zice, cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare, pentru că cu cât mai mult vei critica, cu atât se extinde mai mult rău. Atunci când știți dumneavoastră că principiul lui Pareto funcționează și în relația de cuplu. Atunci când ne îndrăgostim pentru prima dată, 20% din calitățile partenerului le amplificăm 80% în relație. Și ne înșelăm, că nu e așa. Și, dar când se termină starea de îndrăgostit, principiul lui Pareto începe să funcționeze diferit. Acum 20% din defectele caracterului încep să le amplifici 80% în relație și ai impresia că partenerul tău este cea mai insuportabilă persoană de pe lume. Și atunci începe critica. Și ai impresia că dacă critici, îl vei schimba. Dar nu-ți dai seama că cu cât îl critici mai mult, cu atât răul se extinde. De aceea spune, cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Ferește-ți limba de rău. Ferește-te de critică. Nu-l vei schimba niciodată pe bărbatul tău criticându-l. Și niciodată nu o să schimbi pe nevastă ta criticându-o. Din potrivă, răul se extinde și mai mult. Așa să învățăm puțin despre comunicarea asertivă. Și atunci, da, bine, bine, dar dacă, dacă mă deranjează, cum, o, cum îi zic ca să nu-l critic? Cum fac ca să nu-l critic? Și vă dau aici un, un met, un, o metodă care se numește metoda unei uh, comunicări asertive. De exemplu, o femeie ar putea să spună, ca să nu critique, uh, în felul următor, să spună ceea ce ea simte. Are un, un mesaj asertiv are cinci componente. Uh, comunicator, deci eu, de exemplu o femeie, da? ce ar putea să spună ea? Descria, des, doi, descrierea de obiectivă situației. Atunci când tu mă ignori, spune femeia, eu, atunci când tu mă ignori, descrierea obiectivă a situației, răspunsul emoțional la situație, sunt foarte dezamăgită, nevoia pe care o am, deoarece am nevoie să mă simt ascultată și apreciată. Și rezultatul pe care îl aștept în viitor, aș dori să-mi acorzi atenție atunci când vorbesc cu tine. Fraților, hai să învățăm în loc să criticăm. Hai să învățăm limbajul asertiv. Cum poate să zic o femeie? Dragul meu, atunci când tu mă ignori, sunt foarte dezamăgită, deoarece am nevoie să mă simt ascultată și apreciată. Aș dori să-mi acorzi atenție atunci când vorbesc cu tine. Asta e forma în care se găsește limbajul asertiv, este o formă foarte elegantă de a spune lucrurile negative care te deranjează la cineva. Și limbajul acesta asertiv îl putem folosi între noi, între frați, la biserică și relațiile noastre vor fi mai puternice. În loc să ne izolăm unul de altul, în loc să ne supărăm unul pe celălalt, haideți să începem să folosim limbajul asertiv. Și limbajul acesta asertiv, bun, acesta este o propunere personală, poate să fie folosită și în, folosit și în partea, și în felul pozitiv. De exemplu, aici, circuitul pozitiv al limbajului asertiv este de a lăuda. Păi, nu sunt doar situații, nu? Negative. Când vezi ceva bun în partenerul tău, de ce să nu-i spui lucrul acesta? Și eu pot spune la fel, în, în, în același fel, cum i-ai spus și lucrurile negative, fără să-l critici, da? Îi spui lucrurile pozitive. Ce ar putea să spună o femeie. Când vede altceva frumos, că vede o calitate la bărbatul ei. Eu, atunci când tu îmi dai toată atenția, sunt foarte fericită. Doar că am nevoie să mă simt ascultată și apreciată. Ești un bărbat excepțional pe care îl iubesc. Haideți să folosim principiul asertiv și în aspectul pozitiv. Nu doar în aspectul negativ. Este o formă elegantă de a spune lucrurile care te deranjează, fără să critici, dar în același timp este important să și elogiezi. Și noi avem nevoie. Avem nevoie să, să avem o bună stimă de sine, avem nevoie să fim lăudați, să fim apreciați, să ne simțim valoroși. Cum ar putea să spună un bărbat? Atunci, bun, aici sunt cele două variante, haideți să trecem la bărbat. Bărbatul, de exemplu, o comunicare asertivă din partea unui bărbat, pentru ca să nu-și critique nevasta. Eu ar putea spune el descrierea obiectivă a situației. Atunci când tu mă critici în fața copiilor sau a prietenilor, răspunsul emoțional la situație, mă simt umilit, frustrat și dezamăgit. Nevoia pe care o am, deoarece am nevoie să mă simt respectat și apreciat și rezultatul pe care îl aștepți, aș dori ca atunci când ai ceva important să-mi spui, să o faci în privat. Nu în fața copiilor, nici în fața prietenilor. Așa poți să spui fără să critici. Sau? Forma pozitivă a limbajului asertiv ar fi eu, bărbatul spune, atunci când evit să mă critici sau când mă apreciezi și respecti în fața colegilor și a prietenilor, copiilor și a prietenilor, mă simt liniștit și împlinit. Pentru că am nevoie să mă simt respectat și apreciat. Ești o femeie splendidă pe care o iubesc. Poți să-i spui și lucrul acesta, nu? Atunci când nu te critică în fața copiilor și în fața prietenilor. Iată, avem nevoie să învățăm stimați frați, avem nevoie să învățăm, totdeauna avem nevoie să învățăm. Și dumneavoastră că spune într-un loc Biblia că poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. cunoștință. Unde spune lucrul acesta? În Osea 4 cu 8, mi se pare. Verificați-vă rog. Sigur aici se referă la cunoștința Domnului. Dar știți dumneavoastră că poporul pierde din lipsă de cunoștință și în alte domenii dacă nu cunoaștem, dacă nu știm și dacă venim din familii disfuncționale, unde am văzut doar certuri, probleme și repetăm acele tipare, avem nevoie să învățăm, fraților. Avem nevoie tot timpul să învățăm. Iată cum putem să nu mai criticăm, da? Să învățăm limbajul asertiv. Avem și forma negativă și avem și forma pozitivă. Adică să spunem în mod elegant ceea ce ne deranjează, fără să jignim și fără să criticăm și să spunem de asemenea să facem, să lăudăm sau să apreciem persoanele atunci când prezintă calitățile respective. Cel de-al doilea demon despre care factor despre care vorbește Godman și de fapt este un demon trebuie să văd, trebuie să caut dacă cumva ele nu vorbește și despre demonul disprețului. Include o atitudine sarcastică și bazăjoritoare. Poate fi prin cuvinte sau gesturi, produce ostilitate, discuții și insulte. Și haideți să vedem un, un exemplu de dispreț din Biblie. Zice în 2 Samuel, capitolul 6, că pe când chivotul Domnului intra în cetate, în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și văzând pe împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului, l-a disprețuit în inima ei. David s-a întors să-și binecuvinteze casa, Mical, fata lui Saul, i-a ieșit înainte și a zis cu câtă cinste s-a purtat azi împăratul lui Israel, descoperindu-se înaintea slujnicelor, supușilor lui, cum s-ar descoperi un om de nimic. David a răspuns Micalei, înaintea Domnului, care m-a ales mai pe sus de tatăl tău și de toată casa lui, ca să mă pună căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului am jucat. Vrea, vreau să mă arăt și mai de nimic, decât de data aceasta, să mă înjosesc în ochii mei, totuși voi fi în cinste la slujnicile despre care vorbești. Și foarte interesant spune o concluzie. Zice, și Mical, fata lui Saul, n-a avut copii până în ziua morții ei. Asta știți ce înseamnă dumneavoastră? Că David a cam rupt-o cu Mical din momentul acesta. Disprețul este forma cea mai eficientă să îndepărtezi un bărbat din viața ta. De nimic nu se teme un bărbat mai mult decât să fie lipsit de respect și de admirație. Femeile au nevoie să fie iubite, însă bărbații au nevoie să fie respectați, să fie admirați. Și disprețul este forma cea mai eficientă de a elimina un bărbat din viața ta. Și multe cupluri îl practică. Îl trăiesc spre nefericirea lor. Cel de-al treilea factor, și al cel de-al treilea demon pe care îl trăiesc în viața lor cuplurile nefericite, este atitudinea defensivă despre care vorbește Gottman. De fapt, sunt certurile. Iar ele nu mai zice demonul certurilor. În mai multe locuri, ele nu mai vorbește despre demonul certei, a discuțiilor. Când te simți atacat, te aperi atacând. Nu, recunoști, nu te faci responsabil. dacă te atacă, păi vorbește despre greșelile tale, tu vorbești despre greșelile ei și așa mai departe. Și începe această ceartă care există între bărbați și femeie. De unde au învățat-o? Aici este problema. Că venim condiționați din familiile de origine, de unde am crescut, crescând în familii disfuncționale, avem nevoie să srupem acest, acest comportament. Avem nevoie să trăim diferit, să trăim liber, să trăim cu Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu este prezent în viața noastră, acești demoni vor pleca. Dar dacă El nu este prezent în viața noastră, cine are pe Fiul, are viața. Când tu ai pe Fiul, tu ai acea iubire necondiționată, când tu poți să iubești necondiționat. Fraților, dumneavoastră, aveți pe fiul? Știți că există adventiști care țin sabatul, nu mănâncă porc și dau zecime, dar n-au pe fiul. Ai pe fiul. Ești dispus să te pui în papucii celuilalt? Ești dispus să simți împreună cu celălalt? Ai pe fiul în viața ta? Cei mai buni prieteni pe care îi am în biserică sunt cei care îl au pe fiul. E o plăcere să stai cu oamenii aceștia, să-i cunosc. Să îi... Dar când nu ai pe fiul, știți dumneavoastră care este procentul de divorț spiritual? Pentru că există divorț în familie, dar există și divorț spiritual. Între San Antonio, de acum șapte ani sau când, și ultima conferință generală, Indicele de divorț spiritual a ajuns la 53%. Adică din 100 care au intrat în biserică, 53 au plecat la nivel general. De ce? Pentru că se pierde satisfacția cu biserica, cu frații, cu relațiile. Pentru că acești demoni, certurile, zice Ellen White, de asemenea, problemele, situațiile, toate astea demonstrează că nu ai pe fiul pentru că atunci când ai pe fiul în viața ta, acești demoni pleacă. Și soluția pentru ca ei să plece este ca tu să te întorci la Dumnezeu. Și să-L ai pe fiul în viața ta. Soluția ca să ai un cămin fericit, să ai o familie fericită, este ca tu să-L ai pe fiul în viața ta. Și să ai această capacitate de a iubi necondiționat. Iată ce mai spun proverbele. Oh, Aici a rămas în limba spaniolă. Da. Proverbe 29 cu 9. 23 cu 21 vorbesc despre ce face cearta. Vom trece peste asta. Atitudinea evasivă. Cel de-al patrulea demon, care distruge o relație. Atunci când te îndepărtezi, te izolezi, ea nici nu mă mai interesează. Fă ce vrei. Lasă-mă în pace. Atitudinea evasivă. Vedem aici o atitudine evasivă. Când a apărut pentru prima dată păcatul, zice, dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? El a răspuns, am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. L-a evitat. Când eviți să mai, să mai intri într-o relație sau să să comunici sau să când te ascunzi, da? o atitudine evasivă. Acești patru factori. Godman îi numește cei patru călăreți din Apocalips: critica, disprețul, atitudinea defensivă și atitudinea evasivă. Prezic divorțul într-un procent de 82%. De fapt, acest cercetător în relațiile de familie a ajuns la o asemenea experiență că el doar poate să vadă o, un cuplu cum discută în laboratorul acela de cercetare. Și poate să spună cu, mai, cu probabilitate de mai mare de 95% dacă câți ani vor mai sta împreună sau dacă vor îmbătrâni împreună. După felul în care ei vorbește, după, după felul în care ei comunică între ei acolo în, în laboratoarele lor de cercetare. Acești patru factori prezic divorțul într-un procent de 82%. Iar cel de-al cincilea mai adaugă 8% și ajungem la 90%. Eșecul n-a cere iertare. Fraților, o relație se hrănește cu iubire și se dezintoxică cu iertare, la fel cum celulele corpului sunt hrănite și dezintoxicate în același timp de sânge. O relație se hrănește cu iubire și se dezintoxică cu iertare. Nu există alt, altă. Modalitate de a dezintoxica o relație decât prin iertare. Și dacă nu știm să iertăm, unele relații ajung atât de toxice încât spun, nu mai suportăm. Și unica formă ca aceste relații să supraviețuiască este ca să se dezintoxice prin iertare. Atât de toxice ajung unele relații încât nu mai spun, nu mai pot. Și atunci nu mai poate să facă nimic, nici pastorul, nici comitetul, nici, conse -ă, nici terapeuții, nimeni. Pentru că au ajuns deja într-un punct în care nu mai suportă. Nivelul de toxicitate a relației a ajuns atât de înalt, că zice, nu mai putem. Fraților, zice... Scriptura, în Colosien, capitolul 3, versetul 13: îngăduiți vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos? Așa iertați-vă și voi. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura de săvârșirii. Aveți pe fiul, când ai pe fiul, ai dragoste în tine, ai, am, ai iubire necondiționată, spasă de celălalt. Când nu-l ai pe fiul, ești indiferent, nu-ți mai pasă nici de soția ta, nici de soțul tău, nu-ți mai pasă, pentru că fiul nu-l nu, mai, nu ai. Eșecul în a cere iertare. Vreau să vă povestesc o ilustrație, cred că mai spus-o aici, sau nu mi-aduc aminte, dar e foarte... Spune Scriptura să nu vă duceți mânioși și să vă culcați, nu? să nu apună mânia peste... Să nu apună soarele peste mânia voastră, da? Ce se întâmplă când noi nu ne iertăm și apune soarele peste mânia noastră? Zice că odată un pastor se duce așa printr-o piață și s-a întâlnit cu un tânăr care avea o colivie cu două păsări. Și, dar se purta foarte violent, agresiv cu aceste două păsări și pastorul l-a întrebat, ce faci tinere cu aceste două păsări? Păi mă distrez. Și cum te distrez? Păi mă duc acasă, le iau în cele, pun mâna după capul unei, pă unei păsărele și cu ciocul celălalt îi smulg o pană. Și cealaltă crede că pasărea asta e o smulg pana și începe o luptă între ele și când se obosesc, fac, repet, procedeul. Pun mâna după capul unei păsări și cu ciocul de la cealaltă îi smulg o pană. Și continuă. Și când rămân fără pene, zice, le iau în mâinile mele și mă apropiu de un câine care stă în pensiunea unui lanț și simt așa cum pulsează inima în păsările acelea până când crapă inima în ele. Și spune pastorul, când l a văzut pe tânărul acesta, l a văzut pe satan în el. Fraților, nu lăsați ca diavolul să se distreze cu relația dumneavoastră prin lipsa iertării, prin această lipsă de dezintoxicare a relației. Dacă tu te duci seara supărat și te culci, diavolul se distrează cu relația ta. Nu-i permite diavolului să facă lucrul acesta. Cine l-are pe fiul, are viața. Și poate să ierte. Cine nu are pe fiul, nu poate să ierte. Nu poate să întrerupă o ceartă. Nu poate să accepte și nu poate să meargă mai departe. De aceea, soluția este Hristos. Există și soluții psihologice, însă soluția de bază este Hristos. Cea de-a șasea, cel de-al șaselea demon, sunt amintirile neplăcute. Păi după ce trăim cu critică, cu dispreț, cu ceart, cu lasă-mă în pace că nu mă interesează, cu lipsă de iertare, păi ce fel de amintiri. Vom avea cei doi. Unele cupluri au ajuns să se rănească atât de mult. Știți dumneavoastră că oamenii se unesc, dar problema pe care o au cei mai mulți este că suntem răniți, suntem traumatizați, avem răni din copilăria noastră. Și dacă dacă nu suntem sănătoși în momentul în care ne apropiem în relația de căsătorie. Și dacă nu reușim ca aceste răni să se vindece în relația noastră, atunci ele vor începe să se amplifice, să devină tot mai mari. Nu este pentru că nu ne-am iubit. Este pentru că n-am știut să ne vindecăm rănile pe care le aveam în sufletul nostru și am continuat să le, să, să ne rănim în continuare. Și unele cupluri s-au rănit atât de mult încât le este foarte greu, foarte greu, ca să se mai apropie. Au amintiri neplăcute. Și știți dumneavoastră când vin aceste amintiri neplăcute cel mai mult? Când există un conflict de valori. Pot să multe diferențe de personalitate, de gusturi, dar când există un conflict de valori, nimic nu produce o relație să fie, nu, nu face ca o relație să fie mai toxică, cum a, ca și diferența care există între valori. De aceea a spus Dumnezeu să nu vă căsătoriți cu necredincioșii. Uite ce spune aici Elenoit. El, satana, este implicat activ în a influența pe cei care sunt total incompatibili unul cu celălalt pentru a-și uni interesele. El se bucură de această lucrare pentru că prin ea poate aduce mai multă mizerie și uh, lipsă de speranță familiei umane decât prin exercitarea priceperii sale în oricare altă direcție. De aceea e atât de important ca să avem aceleași valori să te unești cu acea persoană care are aceleași valori, aceleași credințe. Pentru că dacă cineva te silește să mergi împotriva propriilor tale valori, atunci vei credea în depresie, vei credea în descurajare și viața ta nu mai are sens. De aceea e atât de important să există mai ales acea compatibilitate spirituală între cei care pornesc împreună la drum. Da. Și cel de-al șaptelea este simțământul de a fi copleșit. După toate aceste, toate aceste situații, oamenii se simt copleșiți. Nu mai pot. Gradul de disconfort acumulat este un indicator al riscului ridicat și începe, aici începe de cel mai multe ori și violența. Eu cred că dumneavoastră sunteți oameni fericiți în biserică. Mi-aduc aminte, înainte să vin în Mexic, eram la Nazna și mergeam la biserică pe jos. Și în fața mea era cineva care ducea o bicicletă, dar era un pic așa, ca și topograful, un pas înainte și unul la dreapta sau la stânga. Și la un moment dat, cum mergea înainte, a căzut. Și a căzut peste bicicletă. Era sub influența alcoolului. M-am dus repede, l-am ridicat și m-am dus cu el și am ajuns acasă, mergeam, era vine seara, mergeam la biserică și l-am introdus în casă, soția lui când l-a văzut, era, avea ceva sânge, se lovise puțin, a început să-l strige la el, să țipe la el și a început o ceartă între ei acolo, un pic am încercat să aplanez lucrurile, dar după aceea m-am dus la biserică, începea serviciul divin, și am zis, ce fericite sunt femeile adventiste. Că n-au bărbați bețivi și n-au nici bărbați violenți. Probabil că așa e. Eu așa cred. Dar ar trebui să aprecieze lucrul acesta. N-au nici bărbați bețivi, nici violenți. Cel puțin. Așa ar trebui să fie. Simțământul de a fi copleșit produce după aceea inclusiv violență. Fraților, zice despre Samson, zice că fiindcă ea necăja și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul ei s-a umplut de o neliniște de moarte. Copleșit. Acestea sunt situațiile pe care le trăiesc. Sunt demoni, sunt șapte demoni, Scriptura vorbește mult de șapte demoni, dar oamenii de știință au descoperit șapte factori. Și atunci noi putem să vedem această relație care există între șapte demoni despre care vorbește Scriptura, și șapte factori care distrug și prezic divorțul, un procent de 96%. Cei șapte factori împreună. Și acum aș vrea la final să facem să vedem de ce și cum începe o relație să cadă, să, să piardă din satisfacție, pentru că de, sub orice formă, oricât de un cuplu oricât de fericit și extraordinar ar fi, satisfacția maritală după căsătorie începe să scadă. Nu crește. Ce bine ar fi dacă n-am fi mâncat din pomul cunoștinței binelor și a răului. Eu cred că asta e cauza, pentru că începem să vedem, să vedem acele lucruri. Ellen White a fost odată într-o viziune, probabil că dumneavoastră ați citit, și a întrebat oameni aceștia, a întrebat pe îngeri, oamenii aceștia de ce sunt atât de frumoși? Și spune îngerul, ei niciodată au mâncat, n-au mâncat ei n-au trăit experiența păcatului. Adică existau ființe, alte ființe necăzute care au fost și ele testate și de ce sunt atât de frumoși? Dacă n-am fi căzut în păcat, relația de cuplu și fericirea în relația de cuplu ar fi fost tot mai tot mai înaltă de la o zi la alta. Dar pentru că suntem păcătoși, pentru că avem defecte și pentru că avem nevoie să creștem, să ne eliberăm de, de traumele de, de Rănile pe care le avem în viețile noastre, din cauza asta, relația, satisfacția scade. Însă, în cuplurile fericite, cuplurile scade între 170%. Adică, între minim și maxim, ca și la mașină. Când ai ulei între minim și maxim, ai lichid de răcire între minim și maxim, motorul funcționează. Însă, când nu mai ai lichid de răcire și nu mai ai nici ulei, Motorul se încălzește, se supraîncălzește și se termină. De aceea se termină relațiile, pentru că pierd satisfacția maritală, pentru că aceste duhuri necurate, sau factori pe care îi numește știința, distrug satisfacția în relația de cuplu și intră în zona de risc. Și aici încep frustrările, durerile, certurile. Iar soluția este Hristos. Soluția este ca să-l ai pe fiul. Și să începi să iubești necondiționat, să înveți să iubești necondiționat. Avem nevoie să ieșim de aici. De aceea spuneam, o relație de cuplu are trei tipuri de iubire. Mai are și stăpânirea de sine și forța voinței. În pasiune avem iubirea care se numește eros, este ceea ce este la prima vedere, este atracția fizică. Apoi este acea iubire filios care. Acea prietenie, când bărbatul tău e cel mai bun prieten al tău și soția ta este cea mai bună prietenă a ta. Însă, ceea ce dă forță, fiecare relație începe printr-un pic de eros și un pic de filios. Însă, ceea ce dă forță și vitalitate unei relații este dragostea agape care vine de la Dumnezeu, care îți oferă stăpânire de sine, care îți dă forță voinței. Dacă ai ales foarte bine când te-ai căsătorit, și Amândoi îl au pe fiu în viață, relația va funcționa. Nu, 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 nu are nevoie de multă stăpânire de sine sau de forța voinței ca să funcționeze. Însă dacă n-ai ales prea bine, ai nevoie de lucru. Ai nevoie să lucrezi. Ai nevoie de stăpânire de sine. Și vreau să vă spun că e foarte dificil să trăiești cu cineva care se supără din orice lucru sau nu are nici și nu vrea să facă nimic pentru ca lucrurile să funcționeze. Este dificil. Haideți să vedem când lipsește, când lipsește dragostea, agape, când lipsește Dumnezeu, nebunul zice în inima lui nu este Dumnezeu, s-au stricat, oamenii fac fapte urâte, nu este niciunul care să facă binele. Păi când Dumnezeu lipsește, încep acești factori, acești demoni să lucreze. Dacă Dumnezeu e prezent, ei nu lucrează. Pentru că dragostea agape elimină critica, dragostea agape elimină disprețul. Elimină cearta. Etapa de vis este genul de relație pe care toți o dorim și care am savurat-o în cele mai bune vremuri. Este relația cu cea mai înaltă satisfacție, este relația supremă. Această, această etapă nu durează, nu durează foarte mult. Este momentul în care avem creierul inflamat cu dopamină, serotonină și oxitocină. Aceste substanțe când ești îndrăgostit. Ceea ce urmează, ce se întâmplă aici în etapa de vis? Ne iertăm reciproc și imediat. Iubim și ne simțim iubiți necondiționat. Comunicăm ușor și profund. Nu păstrăm secrete. Suntem dedicați satisfacerii nevoilor partenerului. Ne bucurăm de apropiere fizică și emoțională. Evităm în mod conștient amenințările și tensiunile care ne pot afecta iubirea. Este de vis. Este cea mai frumoasă etapă. Însă, asta nu durează mult. Din ce motiv? Pentru că, da, în etapa de vis, principiul lui Pareto, 20% din calități le amplifică, 80% ne simțim foarte fericiți, foarte bine. Însă vine momentul în care principiul lui Pareto funcționează invers, etapa deziluzii. Pentru că căsătoria este. Combinarea două stiluri de viață diferite, tradiții de familie diferite, personalități diferite, obiceiuri, moduri de a gândi și de a te relaționa diferit. Și atunci trebuie să învățăm să negociem diferențele. Știți de ce? Anumite cupluri sunt foarte fericite în relația lor și nu știu de ce. Alte cupluri sunt nefericite și la fel nu știu de ce. Cei care sunt fericiți în relația lor sunt pentru că știu să negocieze. Când apare o diferență, și au văzut asta în familia lor de origine, că când au văzut că tata și mama aveau o diferență, au văzut cum tata și mama se puneau de acord, discutau, până când ajungeau la o soluție cu care amândoi erau de acord. Și ei fac același lucru acum. Însă dacă ai trăit într-o familie disfuncțională, în care totdeauna bărbatul face ce vrea și femeia îl urmează sau se adaptează sau femeia face și ea ce vrea și bărbatul face el ce vrea sau face ce vrea femeia și niciodată nu negociază și nu ajung la un acord prin principiu câștig-câștig. Asta e soluția. Să știi să negociezi și să ajungem la un acord și să fim fericiți împreună. Această etapă de deziluzie nu se poate evita. Pentru că atunci îți dai seama ea să C creierul sa nu mai are acele substanțe de când era îndrăgostit și revine la normal. După aceea, în această, în această etapă, practic, așteptările unuia sau a fiecăruia sunt, nu sunt îndeplinite. A unuia sau a... apar dificultăți pentru a exprima sprijinul fizic și emoțional. Partenerul sau partenera nu este persoana cu care credeai că te-ai căsătorit. Amândoi s-au rănit reciproc și sunt frustrați. Există o listă mentală a lucrurilor pe care dorești să le schimbi la partenerul tău. Aici începe și dorința de a schimba. Încep, începe să vă comparați partenerul cu alte persoane. Asta este etapa deziluziei care, pe care toți o trăiesc. Toți o trăim. Și cei fericiți și cei nefericiți. Toți trăiesc printr-o etapă, trec printr-o etapă a desiluziei. Însă problema este cum o rezolvă. Care este soluția? Dacă deziluzia este tratată corect, relația poate fi îmbogățită și aprofundată. Dar dacă nu, atunci relația va deveni tot mai toxică. Și se duce la următoarea etapă, etapa de descurajare. Se pierde amprenta relației de cuplu. În momentul acesta se concentrează asupra aspectelor negative din relație, rănile nevindecate întunecă gândirea, nu există înțelegere și nu se știe cum să fie satisfăcute nevoile celuilalt. Se pune întrebarea, m-am înșelat în alegerea partenerului. Este etapa de descurajare. Apoi, dacă nu se rezolvă problema, nici aici, începe etapa de distanțare. Doi străini care trăiesc sub același acoperiș și dorm în același pat. În această etapă se lasă de obicei, le pasă de obicei de orice altceva decât să urmărească o relație sănătoasă. Activitățile unele nu mai includ pe celălalt, s-au polarizat. Cele mai multe așteptări cu privire la partener au fost abandonate și acestea creează frustrare. Nu se mai comunică gândurile sau sentimentele. Se întreabă dacă mai are rost această relație. Este vital ca în acest moment cuplul să solicite ajutor profesional. Însă, știți dumneavoastră, și cultura română și zice că dacă te duci la psiholog ești nebun sau nu ești sănătos la cap. Avem nevoie fiecare dintre noi, avem nevoie de ajutor, pentru că nimeni nu e perfect, toți avem nevoie, toți avem răni, toți avem traume în viața noastră. Dacă nu se rezolvă problema, se ajunge la etapa de deconectare. Există din ce în ce mai puțin interes pentru a îmbunătăți relația. În această situație te simți singur chiar și atunci când ești cu partenerul tău? Nu mai simți dragostea partenerului în inima ta? Când vorbești, nu există înțelegere, iar cuvintele și faptele se interpretează greșit? Te îndoiești de faptul că relația ta se va îmbunătăți sau se va schimba în bine? Nu crezi că partenerului îi pasă de ceea ce tu simți sau dorești? Fiecare în aceste momente e vulnerabil pentru a intra într-o altă relație și tentația sexuală de asemenea e foarte puternică. Dacă nu se rezolvă nici aici, se ajunge la etapa, etapa discordiei. Familia și prietenii își dau seama că această căsătorie este supusă unor severe tensiuni. Cele mai multe gânduri față de parteneri sunt negative. Cuplul se agresează verbal și se rănesc reciproc. Fantesează, visează cu o altă relație, cu un alt partener. Se găsesc într-un conflict aproape continuu. Fiecare are dreptate din punctul lui de vedere sunt incapabili să, să se pună în papuci celuilalt. Și dacă nu se rezolvă problema nici aici, se ajunge la divorț emoțional, distanțarea emoțională față de partener, dacă rămân căsătoriți, o fac din alte motive care nu au legătură cu fericirea în relația de cuplu. S-a pierdut speranța că relația se mai poate îmbunătăți, pretind că nu au probleme și păstrează aparențele, s-au separat sau se gândesc să facă acest lucru. Care este soluția? Doar Dumnezeu mai poate să facă ceva. Doar Dumnezeu mai poate să facă ceva. Așa lucrează acești factori când te îndepărtezi de Dumnezeu, când nu ai această iubire necondiționată în viața ta. Acești factori. Deși știința îi numește factori, noi îi numim demoni. Biblia numește demoni. Și eu voi căuta să vedem cât de mult ele nu vorbește despre acest demoni. Pentru că de unii vorbește despre certuri. Aceștia distrug o relație. Și o distrug pentru că Hristos nu este prezent. Cine are pe Fiul are viața. Cine nu are pe Fiul, nu are viața. E atât de important. Faptul că ești adventist, că ții sabatul și niște reguli adventiste, acestea sunt bune în felul lor. Dar ce -ți salvează ție familia și viața și îți dă mântuirea este fiul. Și când îl ai pe fiul, ai dragoste în viața ta. Și ești capabil să iubești, și ești capabil să ierți. Și când îl ai pe fiul, acești demoni se depărtează din viața ta și din viața familiei tale. Aș fi vrut să fac experimentul acesta, dar este deja târziu de ce? Unii pot să vadă o relație. Cum vedeți dumneavoastră așa? Unii pot să... Asta e un experiment pe care îl face Ștefan Covei. Cum putem să vedem aceeași imagine să o vedem din două perspective. Dacă vedem această imagine, cât, câți, câți ani are această doamnă, să zic așa? Câți ani? Frate, spuneți dumneavoastră câți ani are? Spuneți! oh, se pare că ați văzut cealaltă paradigmă. Ați văzut cealaltă paradigmă. Sunteți foarte optimist, frate. Dar nu, nu funcționează experimentul aici, trebuie să avem mai mult timp. Când vedem această imagine și apoi vedem această imagine, putem să o vedem de 20-30 de ani, da? Însă când vedem această imagine prima, această imagine prima dată și o vedem mult, s-ar putea să o vedem de 80 de ani, de 70, nu? Da? Puteți să vede, unii puteți să o vedeți de 70? Aceeași imagine, văzută din două paradigme diferite. De ce unii sunt foarte fericiți și nu știu de ce? Pentru că au o paradigmă pe care Dumnezeu a pus-o în inima lor și sunt fericiți. Și alții sunt nefericiți și nu știu, pentru că au o altă paradigmă. De aceea avem nevoie să lucrăm și să nu lăsăm ca lucrurile să se înrăutățească. Unii ajung la o descurajare și o văd de 80 de ani, o femeie de 70-80 de ani, da? Sau alții pot să o vadă ca și la 20 de ani. Depinde de paradigma. Și paradigma depinde dacă îl ai pe fiul sau nu în viața ta. De aceea, stimați frați și surori, prezența lui Hristos în viața voastră ca și cuplu și ca și familie, va face o mare diferență. Și de aceea vă invit să-l accepți pe Fiul în viața ta, să ai o familie fericită, să elimini acești demoni și să trăiești o viață plină de binecuvântare prin prezența lui Dumnezeu în viața ta. Amin.